Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, ca în fiecare seară de joi, Ion Cristoiu. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Am uitat să spun. Creator și publicist, poftiți? Mai am la televiziune care zice bine ați venit, eu ce era cum să zic, bine v-am găsit. Că... Bine v-am găsit, bine, e vorba de o formulă de politețe față de cel care v-a invitat. Da. Mă rog, manierele în ziua de astăzi... E, bine, eu nu simt nevoia. Nu. Ce să le-am maniere? Nu sunteți nici romantic, nici ce maniere. Ce să le-am maniere? Comedii. Nu știu, nu mă pricep dacă aș fi știut ce să maniere, ajungeam departe. Așa, sunt aici undeva pe net. Nu, așa ai ajuns numai la 3 metri de mine. Uite, asta vezi, e cea mai mare realizare mea. Ce replică am avut? Da, de departe. Se vede că am fost ieșit din București și acum sunt vioi. Asta mai aveam să aflăm, că ați fost ieșit din București la Sinaia. Păi se vede că sunt vioi. Cum să spuneți că e trist orașul, că nu e lume, că e Vaslui? Da. E un oraș istoric. Are castele, are case, străzile. Nu se uite nimeni. Vezi muntele. Știți cum se cheamă muntele ăla? Nu vreau să vă fac de râs. Munte. Bucești. Se cheamă munte. Bucești. E în Bucești, dar totuși... Nu știu. Dar așa mi s-a părut, adică... Citiți-mi cu răvășitoarea, vă rog, ca să începem ce? În forță. Hai. S-a revenit la... Dar, nu, tu te ești obligat să spui... Eu sunt obligat să spun... Cine a inventat termenul răvășitoare? Termenul răvășitoare a fost inventat de un ziarist pe numele lui Ion Cristoiu. I-a spus răvășitoarea pentru că n-a făcut altceva spunându-i răvășitoarea decât să... preia ceea ce scria toată presa, că e răvășitoare, nu? Da, adică în momentul în care... Corect, nu dacă de obicei zice nu la orice spun eu. Da, așa. Asta este un cuvânt care va rămâne în istorie, pentru că și ea va rămâne în istorie. În momentul în care a apărut pe scena noastră publică, numită Carmen Iohannis, vorbiți, da. Inițial s-a propus să fie prima doamnă, să înființăm funcția de... Dacă bună. N-am avut, la Iliescu n-a fost prima doamnă, da. La Băsescu n-a fost, oficial, la Constantinescu... Nu, oficial. Nu, soțiile celor alți trei președinți n-au ieșit în public. Dacă vrei, chiar interesant subiect. N-au ieșit în public. Deci, având în vedere experiența Elena Ceaușescu, care nu-i tot una, că Elena Ceaușescu nu a apărut în calitate de soție, ci și ea era șefă. Era, cabinetul 2. Da, dar chiar era oficial, era șefa cadrelor. Da, în stat, ca funcție. Da, prim-ministru, multe. Atunci... Savantă de nume mondial. Nu, eu i-am zis... N-am atacat-o. Nu, dar scuze. Nu eu i-am zis, au zis ei, academicieni din lumea întreagă. Nu eu. Eu i-am dat titlurile alea. Eram sigur că se optică. Nu am zis în sensul, sigur că nu era de renume, da. Poți să știi, poate că era bună, dacă știi. Bun, hai să ne întoarcem. Așa. Deci ăsta Iliescu nu a avut sub acest complex... E drept și doamna Nina Iliescu n-a ieșit nici după ce a ieșit la pensie. Emil Constantinescu, doamna Constantinescu, era foarte discret. A venit Traian Băsescu și mai discretă Maria Băsescu și deodată pe scena noastră publică a apărut o stea. Atunci. Carmen Iohannis, da? Păi ce bine, dar așa că m-a luat așa. Așa. Ce bine după prima ei vizită, nu știu unde a fost, în străinătate, presa nu eu, a scris că ea a răvășit totul. Bun. Și eu am zis, unul m-a mirat în primul rând că eu mă așteptam, dar la ei vorbesc să-l spun pe bune, e profesoră de engleză, da? Eu mă așteptam să înființeze, acum să spun pe bune, n-am nimic cu ea. Dar mă așteptam să înființeze o fundație, uite, prin care copiii să se ducă să vadă unde s-a născut Shakespeare, sau Anglia, da, sau nu știu, să traducă ea, uite, Hamlet, e mare lucru să traducă. E greu cu traducerea la scriitorii. Ei, și la un moment a intrat, și după la fiecare vizită, este un limbism foarte interesant, pentru că... Cum? Un limbism. Nu, limbism. Da. Ok. Păi nu, de ce era foarte important? De exemplu, era mult mai important să o auzi pe tovarășa decât pe tovarășul. Unu, tovarășul era obișnuit cu ăsta, ea avea mai mare influență asupra lui. Deci, și atunci, sub conducerea domnului Pahonțu, pentru că el este acel Gavrilă Marinescu... al lui Iohannis? Al Iohannis, știi că Gavrilă Marinescu, pe ce l-a dat afară, că l-a dat maestatea sa afară, era foarte critic la adresa
acelui ticălos de la de rege. Rău de tot, adică, mă rog, unul din mare bandiți, unii din tipii putrezi din istoria României, adică, și cum să spui, și acolo este unul Pahont, șeful SPP, care și-a dat domnul și el... general sau ce? Domnul general, care și-a dat da. Și el seama... Dar, doamna, ar trebui, fiind general, să vorbiți cuvincios despre domnia sa? Nu, că am mai cunoscut toată șefei SPP-ului și toți... În cazul lui, el chiar are un rol nociv, o să vedem după, pentru că el și-a făcut și acest SPP are și un serviciu de informații și sub pretextul că protejează pe demnitar, de fapt îi spionează. Cred că el răspunde, printre altele, de soție, adică de doamna. De prima doamnă. De prima doamnă. De răvășitoare, cum îi spuneți. Și a dispărut la un moment dat această, la fiecare vizită, ea rădea tot. Ca imagine, da? Bun. Și acum a apărut. Dacă ai observat, în aceste zile s-au petrecut un fenomen foarte interesant. A revenit limbismul pro-prezidențial, ceea ce înseamnă că Pahonțul e disperat. Adică deja, hai să luăm la el. Cred că lucrează mai mult, nu mai Pahonțul. Nu, e foarte important. E prima dată când... Pe de o parte, useriștii și ăștia îl critică. Deci în aceste zile a apărut... articole. Are apărut limbismul la adresa lui Iohannis. Pe ce temă? Și a primei doamne. Nu, deocamdată ajunge la prima doamnă, e și mai important. Păi, a lui. Le luăm pe rând, da. Deci el s-a dus în Brazilia într-un turist de lux de 2 lei. Hai să fim serioși. S-a întâlnit ieri cu un viceguvernator al statului. Nu. Era viceprimarul. Da, nu, dar a fost cu un viceguvernator. Nu, un viceprimar, mai rău decât viceguvernator. Păi nu, mare este că se vede că nu știi. Ăia dau mese. Așa. Păi primare. N-avea bani de mâncare sau ce? Mese. Știți care e mâncarea națională în Brazilia? Nu știu cine. Nu o să ghiciți nomie. Fasolea. Bă, rău, poate face. Bun. Serios. Și atunci a apărut, a fost o conferință de presă cu Lula, da? Lula a fost în China, a fost în Emiratele Arabe, Brazilia e prima din BRICS, ca să înțeleagă telespectatorii ce voi spune în continuare. Și ca toți se consideră, a pledat pentru pace în Ucraina cu tare. I-a supărat pe Ucraina că Zelenski i-a făcut cu degetul și a avut loc o conferință de presă, la care a fost și al nostru. Adică, cu ocazia acestei vizite, a fost Klaus Iohannis și cu Lula. Klaus Iohannis a vorbit și a reluat el flașneta lui cu Ucraina, cu până așa, și Lula, spre surprinderea multora, a nuanțat chestia cu Ucraina. Marius, tu, că s-a întâmplat ceva care nici pe vremea lui Ceaușescu n-am pus. Imediat... Pe nu v-am sunat eu să vă spun. Da, nu, dar acum am constatat și eu. Deci s-a năpustit și a zis, gata. Lula a fost influență. Era breaking news, news da. Alert pe toate televiziunile. De fapt, ce spuneți, spune? Lula a fost influențat... Da, de chiar ăsta, de... Iohannis. Da, ba chiar au apărut articole porumbelul păcii, ci că el s-a dus acolo nu ca să facă turism, ci ca să facă pace între ruși și ucraineni. Nu înțeleg. Mă rog, problema este în felul următor. El, într-adevăr, exagerând, stați un pic, una e să fii China și să zici de Ucraina și una e să fii Brazilia, care ești chiar acolo lângă băieți, da? Adică Brazilia nu-și poate îngădui ce face Cuba. Pentru că acolo imediat are locul. Cum? Vin niște colonei din aia, băieți simpatici, că la ei sunt colonei. În Africa sunt sergenții. La fiecare continent cu... Da. Și imediat și atunci s-a scris că a primit un semnal de la Washington, da? Bă, stai puțin, exagerez. Și atunci a profitat de conferința aia de presă. Și a nuanțat da. Poziția lui a Braziliei față da, de războiul din Ucraina. Deci, din faptul că el a zis la conferință, nu înseamnă că l-a... Eu cred că totuși l-a influențat răvășitoarea. Da, confirm, sunt de acord. Așa. Deci a apărut această temă, ceea ce înseamnă că
pahonțul, că el nu se ocupă cu asta, Iohannis, a zis, bă, stai puțin, hai să... și el are o rețea în presă. Bun. Și acum ajungem, a revenit tema revășitorii. Mai ales tu, că dacă vrei... S-a întors limbismul la adresa președintelui? Da, la tovarășa, la... Răvășitoarea. La răvășitoarea începe așa. Vă citesc, da? Nu spun ziarele. Carmen Iohannis continuă să surprindă cu aparițiile publice, da? Prima doamnă continuă să surprindă cu apariții, astea la titlu, publice pline de eleganță și rafinament. Oh, oh. Plâng greu. Adică... Ce rău îmi pare că nu m-am măsurat cu ea, pe cuvântul meu. Plină de... Nu! Dar erați pe prima pagină acum. Nu, dacă măsuram, toată lumea se uita la ea, că era plină de și... eleganță. În plan secund era și noi asta. Dar ați văzut faza aia cu ochelarii, când i-a dat lui ochelarii, când aveam de să-i bage. A fost break-in, stai puțin. Așa. Da. Asta e o publicație, altă publicație. Prima doamnă a României a avut o nouă apariție vestimentară care a atras privirile în Brazilia. Mamă, și văd tot, câte au milioane, câte au, ia să spună... Ce populația Braziliei? Ana Maria, da. Zeci de milioane. Toți, deodată s-au oprit toți brazilienii. A stat timpul pe loc, în loc, da. Da. Așa, mă rog, la întâlnire oficială a ales o rochie, așa, și opta, da. Ăsta e de un ziar serios. 214 milioane. Ăsta scrie capital? 214 milioane. Odată, acest articol este scris de celebra revistă Capital, nu? Ce are, domnă? Dar citești și din Unica sau citești din Unica. Ia. Carmen Iohannis și-a reușit iar să iasă din tipare și să întoarcă toate privirile. Toate, una n-a fost. Așa, da. Știți cum e, la, cum e aia? Magnetul ia toate alea, pilitura de fier. Așa a tras ea toate privirile. Ce vreți, domnul Cristo? Ce? Care? Eu cred că ea i-a zis lui Pahonțu. Băi, Pahonțu, cum eu fi zic. Băi, nu prea mai sunt răvășitoare. Nu mai sunt răvășitoare. Pahonțu a pus mâna pe care telefon. Care am fost? Nu, a pus mâna pe telefon, că sunt mai mulți din ăștia care mănâncă fripturi pe acolo la CPP și mănâncă bine fripturi. Să zic că e frumos. Păi, suntem în continuare o presă de fripturiști? Aoleu, suntem o presă de chiftele, că friptura... De chiftele. Hai să trecem la lucruri serioase. Acum nu vorbim serios. Păi ce să mai... Nu, acum vorbim serios. Așa. Mie nu vine să cred. Ce? Adică nu vine să cred că în anul de grație 2022, după ce ne-am câștigat libertatea de 30 de ani... Nu, 33. 33, presa, mai există jurnaliști în România care, nu știu cum să zic, adică se pretează la... Dom'le, ați luat-o pe urma mea? Că mă întrebați că tot timpul eu nu, că aia... Și cum? Asta se întâmplă. Nu știți că mă întrebați, ai mă, Marius, că iar ești, că nu... Păi... Deci a atras privirile? Toate privirile. Nu, serios, uneori aveți o naivitate mai mare decât a mea. Mie îmi place să cred în oameni, că lucrurile se schimbă, că o să fie mai bine. Și când vă zic, zice, ai, iar mă, iar, lasă-mă. Marius, tu, că tu ai observat că de când... Da, eu un Cristoiu. Ce prima doamnă. Așa. N-am citit un articol, asta înseamnă că nu-i plac... Prima doamnă a tradus, nu știu, furtuna lui Shakespeare. Dom'le, și asta pe de altă poate cădea în extrema cealaltă, sincer acum. Nu putea să spună prima... Adică, băi, vezi că e nevasta, e, pentru că e nevasta lui prima doamnă, s-a apucat să traducă din Shakespeare. Dar poate traduce bine. Nu, dar serios acum. Adică mi s-ar părea la fel. Nu, dar chestia asta cu răvășitoarea, cu pozele alea, ceea ce spuneți în aia e adevărat. E o doamnă, care croitureasă sau ce e, care îi face rochile. Ajungem acum la partea aceea. Și ziceți că Pahonțul îi trimite pozele și doamna aia hai să o luăm le pune așa. Pe... Nu, nu, că nu mai avem timp, serios. Păi nu, nu, e foarte important. Deci, Claus Iohannis, da? Da. Marele este, are o boală pe care eu nu înțeleg. Nu știu, poate că alt bărbat sau... În fața unor monumente se pozează cu nevastă sa ținând-o de brâu. E o chestie groaznică, adică o ție așa, mă rog, și la 20 de ani nu e bine. Se pozează. Eu nu am asta, poate că alții o au. Eu mă umblu prin străinătate, singur loc în care m-am pozat singur... Statuia lui Lenin. Da, și la mormântul lui Marx. La mormântul lui Marx, da. Dar în rest, n-am nicio problemă. Bun. Și ea se pozează cu el și pe site-ul prezidenției nu apar, nu este... Și Pahonțul le trimite croitoresei. Și croitoreasa le pune pe Facebook. Dar nu e corect, măi.
Adică o persoană... Nu știu, dar dumneavoastră vă miră ce nu e corect. Păi în lumea asta mai e ceva corect sau ce? Nu, zis așa, da. Dar de ce o ține el de mijloc? Domnul Cristoiu, aici e o chestie la care nu găsesc o explicație. Așa nu mai spune, să nu spui că ți-a plăcut cu ochelarii de soare. Nu mi-a plăcut, dar nu contează. Dar spune care e chestia, cu ochelarii de soare? Au intrat undeva cu ochelarii de soare înăuntru și... Nu asta, dar la poze. A, la poze era cu ochelarii de soare. Ia, ce-a făcut cu ochelarii de soare? Ia. Și în momentul în care a intrat într-un pavilion de ăsta expozițional, erau așteptați de Lula și nevastă sa. Și era cu ochelarii, probabil că s-a întunecat și a luat ochelarii repede și a dat lui. Să-i bage în buzunar. Avea o poșetă, dar poșeta era doar pentru un ruj. Poșetele acum sunt o fiță, nu mai, măi, ce iubire, nu mai sunt. Și bine că nu era mașina, nu era cum arunca paltonul, că aruncă, mă. Nu, dar atunci paltonul nu la oaia, acum cu, era doar... Dar asta a fost breaking news. Bun, hai să vorbim pe... A fost breaking news pe televiziune. Breaking news a fost ăla cu cicatricea lui Putin, care era... Ce era? Formă era de un Z. Z, sau unde era? Da. Ajungem și bine, acolo. Hai, ascult. Bun, haideți să dăm graficul ăla cu grânele. Ca să-i spunem, să înțeleagă și eu în Cristoiu, în sfârșit, cum e cu grâne, cu cerealele. Ce să înțeleg? Nu vă uitați acolo, vă uitați la televizor. Da. Păi nu, să vedeți cum era exportul în 2021, nu? Da. Și cum este în 2022. Deci unde exporta Ucraina, da? Exporta în Egipt, în Iran, în Pakistan, în Maroc, în Tunisia, în Indonezia. Și în 2022 unde exportă? În România, în Spania, în Turcia, în Polonia, în Ungaria, în Olanda. Adică s-a vorbit pe bună dreptate și aici ați fost... Mai lăsați-l ăsta. Lăsați-l pe jumătate din ecran să se vadă Ion Cristoiu. Eu am mai apărut la televizor în ultimii 30 de ani. Pe bună dreptate a spus, măi Marius, nu se făcuse culoarul ăsta solidarității că murea oia din Africa de foame? Da. Păi uite, cum mureau de foame, au murit în continuare, că n-au mai trimis... Mai e vreo țară din Africa unde au trimis? Nu. Egiptul e singura. Da? Ce bla 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 se făcuse. Și de fapt toate grânele, toate cerealele au ajuns unde? În Europa. Vezi, acum ai înțeles. Singura țară este China, că oricum exportau mult, și mai este Coreea de Sud. În rest, toate țările în Europa de Est și din Europa, mă rog. Mai cum comentați? Păi comentez câte dreptate am avut noi să punem la îndoială. Așa cum avem și acum dreptate că îmi punem la îndoială. Pentru că era început o nebunie din asta planetară, da, cu participarea și a presei mari, da? Da. Nu mă refer la șopronul. Presa mondială. Deci așa, tema era așa. Hai că... Vă ascult. Ocupantul, cuceritorul, agresivul, a ocupat porturile, da? Ălea, Mariupol, cu tare. Din cauza asta... Ucraina, care e mare producător de grâne, nu poate exporta în lumea a treia ca până acum. Așa era, da? Egipt cu tare, da? În consecință, lumea a treia moare de foame. A venit și secretarul general NATO, că ăla e un fel de șef de ONG. Cred că puterea... Nu, secretarul general ONU la ora actuală e a unui administrator... ONU, de nu bun. NATO. ONU. ONU ăla. Da. E unul, Guterres. Nu știu. Da. Bă, ce-a căzut secretarul general ONU e... Păi nu mai, s-a schimbat lumea, domnul Cristoiu. Dar nu înțeleg de ce îl ține. Păi trebuie să existe un secretar ar putea general. Să pună o artă. Hai, vă rog, eu tot. Da, n-am voie să comentez, mi-am dat seama că de fapt... Nu că și el a zis, s-a implicat, s-a făcut un acord așa. Cu tare cu tare. Și atunci s-a zis așa, și prin România vor trece coridoarele solidarității. Adică, ei aduc tirurile cu cereale, da... Trec pe la noi și ajung la Constanța, la Constanța se îmbarcă, aveau prioritate absolută și ajung în lumea a treia, în Egipt și în ăla și în felul acesta... Salvează Africa de la foame. Zelenski a salvat oamenii. Și acum descoperim câte puteri rămâneau la noi. Da. Bun, dar mai e o chestie, domnul Cristoiu. Vreau să vă întreb și eu, că nu mă pricep la politică, dumneavoastră sunteți analist politist, ați fost primul analist politic pe care l-am citit și nu glumesc. Pentru că așa este. În anii 90 erau puțini care făceau analiză politică, toți scriau editoriale de astea să moară Iliescu, activiste, să moară da. Nu știu cine, să moară Peter Roman, să moară Coposul, da. Radu Câmpeanu că și Raciu. N-au mâncat. Am o emisiune fabuloasă, o să punem o dată să comentăm, să vedeți eleganța politicii. Am o emisiune în care i-am pe Raciu, pe Câmpeanu și pe Câmpeanu, Raciu și mai era cineva.
Și Coposul, cred, da. PSD cere guvernului din care face parte să pregătească un act normativ pentru suspendarea temporară a importului de cereale din Ucraina. Deși ministrul PSD al agriculturii Petre Daia este din PSD. Dom'le, puteți să-mi explicați și mie care e treaba? Cum adică PSD cere guvernului din care face parte să pregătească un act normativ? Păi nu fac parte din guvern? Nu, ministrul agriculturii. Serios, explicați-mi și mie care e ideea. Păi este o chestie în două ape a lui Ciolacu. Adică, în două luni, cu fundul în două... Adică, nu știu dacă ți-am explicat și în cazul Băstroie. Ei n-au curaj PSD-iștii că trebuie să vină acum la friptură și friptura nu se știe. Și atunci fac din astea bombăne, da? Adică nu fac normal, de exemplu, în cazul... Hai să acum chiar că mi-ai spus că o să vină cineva prin telefon. Da, o să luăm, să-i faceți legătura. Hai să lămuresc care este problema, da? Da. Noi avem o Uniune Europeană, da? Condusă de împărăteasa, de sultana Ursula, da? Împărăteasa. Uniunea asta europeană, când noi am intrat și alte țări din vest, a spus, bă, aici fermierii voștri nu produc ei cum vor. Să nu fie pesticide, să nu fie modificate, să fie spălate, pentru că stomacul nostru, al Ursula, fin, nu suportă. Corect, da? Și atunci, tu, în afara Uniunii, de exemplu, în Ucraina, nu au existat aceste reguli, da? Nu știu, nici în Rusia. Și atunci Ucraina, în momentul în care fermierii noștri și polonezii s-au supus acestor reguli, prețul de producție a crescut uriașește, da? Da. Bun. În Ucraina, având în vedere că ei nu s-au supus la din ăstea, prețul a fost destul de jos. Și atunci, Uniunea Europeană, o Uniune economică, care avea grijă de stomacul nostru, este așa, la toți cei din afara Uniunii se introduc taxe. Taxele vamale fac ca prețul cerealelor din Ucraina... Da, să vină aproape de prețul cerealelor din Europa. A venit pe împărăteasa Ursula, aia cu poneiul. L-a fi găsit pe lupul ăla? Lupul a... Și aici trebuie să discutăm. În stilul ei de... Maharaja. Nu, de secretar general al Uniunii Europene, în mai 2022 a impus ca cerealele ucrainene să nu mai fie supuse taxelor vamale. Păi era limpede, mare sucă. În momentul ăla, toți comercianții din România, din ăla, au importat la preț jos, da? Hai să spunem tovarășa Ursula, să-i rămână așa numele. Că e vorba de tovarășa Elena Ceaușescu, dacă e. Ei, nu, e mai mare ca Elena Ceaușescu. Nu, mult mai mare, pentru că e pe toată Europa, da? Și e singură. Nu, te-am dat un exemplu. Bun, da, foarte bun exemplu. Să se înțeleagă chestia cu importurile. Da. Deci, normal, iar ai noștri, sigur că păstrăm prețul ăla, da? Da. Normal era ca statele care au fost, cum să zic, afectate, să meargă și fie să ia măsuri unilaterale, cum a fost Polonia. Normal era ca noi să nu mai facem importuri din Ucraina. O altă cale, că aici o altă cale de inundare cu cerealele ucrainene au fost așa numitul tranzit. Nu ți-mi minte că tot discutam cu trasabilitatea? Da, am discutat mult despre asta. Păi nu, și acum îmi spune Ciucă, l-am auzit la radio, știi, mare stucă că este exasperant. Îmi venea să opresc mașina, să o iau la fugă. Nu înțeleg de ce se căcă. Nu mă arăstu că am trăit pe pielea mea ideea că voiam să spun ce vrea. Vorbea și, de cereale. Și nu reușea să ascultați. Nu, și nu ziceam, mă, și ce vrea să zică. Bun, și spune așa. Sunteți un om. Atenție, fii atent. Da. El acum a descoperit, el, Ciucă, șeful de stat major și premier, împreună cu Ciolacu, că tirurile alea care veneau pe la Isaccea nu ajungeau la Constanța. Păi el când a dat aprobare... Ajungeau și la Constanța, pentru că ne-a zis domnul guvernator, și descărcau, cumpărau traderii care erau în România, cumpărau la aia cereale, deci le băgau în depozite. Ajungeau și nu ajungeau. Bine, auzi că tovarășul Ciuc a zis că acum se preocupă
De trasabilitate? Bine, bine. Haideți că l-avem la telefonul și uite, îl întrebăm pe domnul Anghel. Bună seara, domnul Mihai Anghel, Cerealcom Dolj. Vă salut. Bună seara, domnilor. Bună seara, domnul Tucă și domnul Cristoiu. Ia spuneți-ne, domnul Anghel, cum stau lucrurile cu grâul ăsta ucrainean? Luminați-ne și pe noi, pentru că sunteți producător și nu orice fel de producător. Cred că sunteți unul dintre cei mai mari producători din România, de cereale și nu numai. Păi, de unde să încep? Cum stau începutul? Lucrurile? De la prețul de producție al noastră. Păi, prețurile de producție la cereale, la producătorii, al producătorilor de cereale din România, comparativ cu prețurile de producție la producătorilor din Ucraina, n-au cum să fie comparabile, întrucât legislația europeană fixată prin politica agricolă europeană impune anumite restricții în procesul de producție a cerealelor. Și asta face ca costurile de producție să fie semnificativ mai ridicate față de cerealele produse în Ucraina. Noi nu avem dreptul să folosim sămânță din soiuri modificate genetic care au potențial de producție mult mai ridicat. Nu avem dreptul să folosim substanțe fitosanitare sau pesticide decât cele care contravin sau care influențează foarte puțin sănătatea consumatorului uman care consumă produsele din celelalte, lăsând la o parte faptul că îngrășămintele pe care le utilizăm au un preț semnificativ mai ridicat decât îngrășămintele din zona Ucrainei și din zona Rusiei datorită accesului sau neaccesului la gaze, forța de muncă, iar la fel semnificativ mai scumpă la noi decât în Ucraina sau în zona de Rusiei. Deci sunt elemente și nu în ultimul rând suprafețele imense pe care ucrainienii și rușii cultivă cereale comparativ cu suprafețele relativ reduse după modelul sau după tipul Uniunii Europene al fermelor noastre, care, cum să zic, la noi un om care are un hectar, un pogon de pământ și îl cultivă cu grâu ca să nu moară de foame, să-și facă pâine tot timpul anului, el e considerat, luat în calcul ca fiind producător agricol, ceea ce e cu totul și cu totul aiurea și neadevărat. În fond, omul respectiv e un om cu mari probleme sociale și ar trebui scos din categoria producătorilor. Deci nu avem niciun element care concură din procesul de producție al cerealelor care să ne fie favorabil. Să zicem, uite, domnule, aici e mai bine pentru noi. Aici este mai bine pentru noi. Nu. În niciun caz. Asta face ca evident să fie o diferență semnificativă între prețul de cost al cerealelor produse la noi și prețul și nu numai la noi, în România, ci întreaga Europa. Și aici n-aș vrea să considerați că în anul 2023 de grație producătorii români de cereale nu știu să-și facă treaba datorită lor și numai datorită producătorilor agricoli din România, categoria socioprofesională care s-a format din nimic în ăștia 30 de ani, ăștia sunt, lor li se datorează creșterea semnificativă a producției agricole în toate domeniile, atât în zona de cereale, unde România și-a dublat chiar și mai mult, deci 2,5 ori
nivelul producției din 2007 până în prezent. Asta se datorează faptului, se datorează înainte de toate fermierilor care, agricultorilor care au învățat să lucreze pământul, ăștia n-au avut, marea lor majoritate n-au avut nicio legătură cu agricultura până în, în zona asta. Și au, au învățat și își fac treaba din ce în ce mai bine. Nu s-ar putea să zic că noi suntem, producem scump pentru că suntem nerentabili, nu știm să ne organizăm, lucrăm aici. Nu e adevărat. Știm foarte bine să ne facem treaba, iar faptul că producem scump, producem datorită lucrurilor independente de noi. Bun, și cum s-a ajuns anul acestei tăți, mă? În aceste condiții, că și anul, și în 2021, prețul de cost de producție la ucraineni era mai mic. Atunci, de ce nu ne-a concurat? Și ne concurează în 2022-2023. Întotdeauna am fost în concurență, sau cerealele românești au fost în concurență fățișă cu cerealele ucrainiene și cu cerealele rusești. Astea toate sunt, Rusia e principalul producător de cereale de la Marea Neagră, Ucraina era pe locul 2 și România urma pe locul 3, dar diferențele erau semnificative. Dacă Rusia produce 100 de milioane de tone de grâu, de exemplu, România produce 10 milioane de tone, Ucraina e pe undeva pe la, e pe la mijloc cu vreo 30 de milioane de tone de cereale, de grâu pe care îl produce anual. Deci noi nu avem cum, prin cantitatea de cereale pe care ăsta, să influențăm într-un fel prețurile la Marea Neagră. Avantajul nostru era că față de Ucraina și față de Rusia eram mai aproape de consumatorii cerealelor, respectiv de Egipt, de Nordul Africii, de astea, țările din Orientul apropiat, mai aveam un avantaj că cerealele noastre calitativ, atât grâu cât și porumbul, cât și floarea soarelui, sunt calitativ, semnificativ mai bune decât cerealele produse în Ucraina sau în Rusia. Am înțeles. Domnul Anghel, stați o secundă. Domnul Pistoiu, ce întrebări mai aveți legate? Întrebarea era, care era problema, ce s-a întâmplat în 2022, de se vorbește de concurența pe piața internă din România a cerealelor ucrainene. Ele nu veneau și în 2021 și în 2020 sau numai în 2022? Păi, după câte vedeți din graficul pe care l-ați prezentat înainte și înțeleg că e dintr-o publicație de prestigiu din Germania, nu intră niciun bob de cereale, de grâu în România și nici în alte țări. Ucraina, în România, prin singurele mai sau dați puținele zone. Dați acolo puținele zone, țări din care din UE care importau cereale din Ucraina erau Spania, care cumpărau și văd că cumpără și acum porumb ucrainian, ceva Italia, dar în niciun caz țările de la Marea Neagră sau din jurul, cum ar fi România, Bulgaria, Nu, dar lucrurile, o secundă, domnul Anghel, lucrurile sunt clare. Dacă vă uitați pe graficul ăsta, o să vedeți că singura care importa era Spania, vedeți? Da, atât, nu, dar răspunsul e clar, l-a dat chiar domnul Cristoiu, numai că e greu să facă legătura între ce a spus acum o jumătate de oră și ce spune acum. Dar, mă rog, cu timpul, pentru că înainte nu erau taxe vamale și prețul era la fel ca prețul cerealelor noastre, dar erau mult mai slab calitativ, pe de o parte, pe de altă. Înainte erau taxe vamale, acum nu mai sunt. Păi nu mai sunt, asta spun că înainte erau taxe vamale și aveau același preț și erau mai slab calitative, plus că aveau tot felul de pesticide și așa mai departe. Da. Dacă mergi, de vedere practic, cum are loc această invazie? Importă cine din România? Comercianții? Adică... Păi, domne, când, cum să zic, una la mână, când a început războiul, da,
Da? Prețul grâului, ca să vă dau un exemplu, prețul grâului pe piața românească ajunsa să era pe undeva la 18.000 de lei pe kilogramul de grâu. Vorbesc în bani vechi. Prețul s-a menținut până în vară, până când a fost încheiat acordul respectiv de tranzitare a cerealelor prin România și culoarul de care vorbeați înainte. Din momentul respectiv, prețurile au început să scadă dramatic, de la 18.000 la circa 10.000 de lei pe kilogramul de grâu în momentul de față, preț la care nici nu se fac tranzacții. Ăla e prețul afișat, dar nimeni nu... dar nu sunt cumpărători nici măcar la prețul ăsta. Asta datorită faptului că în situația de război, când îți ia casa foc, mai stai să te mai gândești la ce preț vinzi, ăștia ucrainienii au scos grâu din țară la orice preț, au reușit să-l scoată. Nu era problema de... sau nu se mai punea problema la ce preț vând grâul respectiv. Probabil că în momentul sau la nivelul actual al prețului grâului, nici ei nu stau pe roze, probabil, sau nu știu... Nu, dar cine îl cumpără, iertați-mă... Puteți să scoateți, lăsați-l pe mare de geac pe ecran. Există un import direct din Ucraina, și este o cale, și cealaltă, iertați-mă, este tranzitul. Păi, dom'le, auziți, una la mână... Dar dumneavoastră, cine va cumpăra grâu? Păi, înainte îl cumpăram, vindeam grâu la export, în Iordania, în Egipt, în Algeria, în Nordul Africii și în țările din Orientul Mijlociu. În momentul de față, dacă datorită situației grâului la Marea Neagră, n-am mai reușit, am pierdut piețele după cont. Piețele, prezența pe unelalte și dacă vă uitați, nu numai eu, ci în general grâul românesc care e în linia întâi a luptei pentru, între grâul rusesc și grâul european, iar și grâul românesc a fost scos după piețele, iată, din Iordania, piețele... Bun, domnul Anghel, și grâul românesc stă acum în hambare, nu? Grâul românesc stă în momentul de față în hambarele producătorilor de cereale, dar țineți cont, anul trecut a fost un an de secetă foarte agresivă. Crâncenă, secetă crâncenă. Și cât am produs anul trecut România? Câte tone de cereale? De grâu? Cât a produs, poate e nerelevant pentru noastră, dar a produs jumătate față de producția dintr-un an normal. Ah, am înțeles, anul trecut. Deci, bun, și grânele, cerealele sunt acum în hambare, da? Nu a reușit să vândă nici jumătate din ce produce într-un an normal. Și vine asta nouă, asta e mai bună? Și vine, ăsta se arată un an normal. Da. Din punct de vedere al producției. Dar eu vă spun, dacă nimic nu se schimbă și totul rămâne așa, greul pentru agricultorii din România abia acum începe. Sau bun. Domnul Anghel, haideți că... Am înțeles, haideți că nu mai avem. În legătură cu ajutorul dat de guvern, ce înseamnă ajutorul ăsta pentru fermierii români? Haideți, domnule, să fim oameni serioși, domnule. Ce vorbim aici? Toți am văzut la toate televiziunile sau peste tot, vorbim de 10 milioane de euro la nivel de țară sau de 20 sau de 100. Țineți cont că România are 10 milioane de hectare de teren, iar 10 milioane de euro înseamnă un euro pe hectare. Înseamnă 15 bani, 15 cenți pe tonă, care e sprijin în condițiile în care agricultorii din România au pierdut cel puțin 100 de euro pe tonă. Deși vorbim noi aici de ajutor. Deci 100 de euro pe tonă au pierdut românii, fermierii români, și li se dă un euro pe tonă, nu? Li se dă un euro pe tonă. Hai să zicem că dacă e așa cum zice, că se mărește sprijinul de la 10 milioane la 100 milioane, vă primi un euro pe tonă, domnule.
Adică bătaie de joc, pur și simplu. Bun, ce vorbim? Deci asta e... întotdeauna când vehiculați sau când se vehiculează sume, ar trebui raportate la ceva, domne. Și aia să compari. Da, haideți... Că altfel spui 100 de milioane, o sumă fabuloasă, nu? Nu e adevărat, e un euro pe ton. Uniunea sau statul român, producătorii de cereale din România, în condițiile în care au pierdut 100. Bun. Haideți, mai rămâneți un pic pe fir, domnul Anghel, că avem o informație foarte tare și cu o fotografie. Îi rog pe colegii mei să dea pe ecran. Transoil Group anunță pentru prima dată în istoria portului Reni, știți unde e portul Reni? Pe brațul Chilia la Ucraina, este încărcată o navă cu o capacitate de 20.000 de DW, așa, de cereale. Nava maritimă Toi, așa, lăsați textul. Ce vă grăbiți așa? Da. Dați întâi textul. Nava maritimă Toi Challenger din flota de nave a grupului Transoil Group a fost ancorată în portul fluvial Ren la terminalul cerealier Ren Elevator. Acesta va încărca o cantitate de 15.000 de tone de porumb de origine ucraineană și o va transporta la terminalul Socep din Constanța. Da, și nava să se vadă. Da? Pe brațul Chilia, da. Că Ren e pe brațul Chilia. L-avem la telefon și pe fostul guvernator, domnul Virgil Munteanu. Bună seara, domnule guvernator! Bună seara! Întrebarea este simplă. Această navă frumoasă, dar uriașă, de ce pescajul are nevoie pentru a traversa, a merge pe brațul Chilia până în portul Constanța? O navă de 20.000 de tone deadweight are nevoie de minim 8 metri și jumătate adâncime. Păi ce ați făcut, domnul Cristoiu? Dați-l pe Ion Cristoiu pe ecran să-l vadă lumea. Că el a fost pentru Ucraina. Da, asta ar fi și culmea. Păi cum adică? Păi n-am zis că am discutat. Ce am discutat? Haideți, dați-i acum nava. Dați-l pe Ion Cristoiu într-o parte și în partea cealaltă dați nava să vadă și oamenii. Bun. Nu se poate în fereastră. Ce, nu putem să dăm două fereste? Bine, sau ce? Bun. Vă ascultăm, domnul guvernator. Deci câți kilometri sunt de la Reni că merge pe brațul Chilia, bănuiesc, până în portul Constanța? Păi doar pe Dunăre sunt 164 de kilometri până iese în Marea Neagră. După care, până la Constanța, cred că mai sunt vreo 100 de kilometri. Bine, dar acolo e Marea Neagră, adică e adâncă. Da, deci, sigur, de la Reni până la ieșirea prin Băstruie pe Marea Neagră, da, 164 de kilometri, o navă, cum se pronunță ăla, că vă dați seama, de la Caracal? Este capacitate de 20.000 de tone deadweight. Da, și e încărcată cu 15.000 de tone de porumb. Și ajunge la Constanța? Probabil că ajunge. Da, tu nu m-am întrebat, și domnul Anghel. Da. Încoate, navă, spune așa, da. Tirurile plecau de la Isaccea, da? Da. Și cum dacă de n-ajungeau la Constanța? Întrebați-i pe domnul Anghel. Domnul Anghel, vă rog să-i răspundeți, domnul Cristoiu. Unde le descărcau în parcare? Nu înțeleg, nimeni nu m-a explicat. Tirurile nu ajungeau, nu intrau doamne decât pe la Isaccea. Da? În România au început să intre nu numai tiruri, ci pe toată frontiera de nord a României, pe acolo pe unde sunt legături feroviare, au început inițial să apară, să fie cerealele să intre în România pe trenuri. Cerealele intrau de asemenea prin toată Moldova, prin toată zona de nord a Moldovei și foarte puține ăștia, ce ziceți dumneavoastră, pe la Isaccea. Iar din nordul Moldovei până și din sau din nordul Moldovei și granița de nord, pe unde intrau în România s-au împrăștiat pe toată suprafața României cerealele din Ucraina. Domnul Anghel. Au mers în vestul țării, au mers în sud, au traversat România în Bulgaria, dar grosul cerealelor, așa cum vedeți și în graficul nemților, da. Suntem primii importatori. Ia uite. În condițiile în care n-am importat
niciun bob înainte de război în ăsta. Asta a influențat definitiv piața cerealelor din România, iar cerealele românești zac în depozitele ale agricultorilor în momentele de față. Asta e realitatea. Spuneți-mi când exportați prin Constanța. Acum ați avut loc, ați stat la coadă. Pe unde se exportă? Nu mai putem, numai unde... Chiar cu... Înainte exportam prin Constanța, prin terminalul ăsta, care l-a mintit dumneavoastră, Socep, da? Da. Socep ne-a renunțat, ne-a dat afară, ne-a contractul încă din martie anul trecut, de când s-auzea că intră cerealele românești și am fost pus în imposibilitatea să mai exportăm prin Socep sau prin portul Constanța sau posibilitatea noastră a fost... Dar de ce v-au dat afară, domnul Angel? Pentru că ne-au triplat prețurile, că așa veneau... Ordinele. Ordinele, eu știu ce vineau. Dar a cui e societatea asta? A cui e firma asta Socep? Sunt câțiva români. Câțiva români care au vrut să ia marfă de la Ucraina, nu de la dumneavoastră. Da, nu dânsii. Dânsii vreau să opereze. Eu înțeleg. Dar au primit ordin. Au primit ordin să... Asta vreau să spun. Domnilor, știți ce e important? Tot lanțul logistic al cerealelor a fost afectat. Transporturile de cereale au crescut de 2 până la 3 ori. Transporturile rutiere a cerealelor au crescut de 2 până la 3 ori. Iată, operatorii portuari au crescut de 2-3 ori prețurile la serviciile pe care le ofereau agricultorilor români care exportau cereale și aveau nevoie de logistica asta. Asta coroborat de creșterea semnificativă a serviciilor logistice și cu scăderea drastică a prețurilor la cereale, a făcut ca cerealele române să nu se poată mișca. Asta e realitatea. Bun, deci nu mai scăderea prețurilor, ci creșterea... țineți cont, haideți să vă dau un exemplu. O tonă de cereale costa să o transport de la Ren la Constanța înainte de război 5 euro pe tonă. Asta era în februarie. În iunie prețul ajunsase la 125 de euro pe tonă. Deci de la 5 euro? De la 5 euro la 125. Toate barjele după Dunăre care erau pe de-a lungul Dunării s-au strâns în zona portului Ren, în port, zona, pentru a încărca la prețuri prohibite cereale ucrainiene. Iar restul Dunării era pustie, nu mai era nicio barjă pe Dunăre și cerealele românești nu au avut cu ce să fie transportate spre ele. Da? Și prețurile au crescut de 3 ori și în port la asta aici, nu? Unde depozitați cereale. În portul unde operam cerealele. La terminalul Socep, în portul Constanța, nu? Bun, v-am dat exemplu. Bun, dar a crescut de 3 ori și a trebuit să plecați de acolo și au venit grânele ucrainene. Da, exact. Bun, domnul Angel, stați o secundă. În primul rând, dumneavoastră știați de mult, având în vedere că vorbiți de prețul pe tonă de la Reni la Constanța, da? Că brațul chiliei a fost săpat. De ce nu mi-a spus și mie? Că altfel nu aveau cum să treacă nave de tonaje atât de mari pe brațul chiliei, odată. Nu am știut, domne, de ăsta. Credeam că încă mai sunt pe pământ locuri sfinte, dar să poate... Da, stați liniștit. Bun, dar având în vedere că eu vă cunosc de mai bine de 30 de ani, întâmplarea face, dar asta e o altă discuție. Dom'le, spuneți-mi și mie, pe șleau, ce este România asta? Este sat fără câine, apropo de tot ce ne-a spus în seara asta, că n-am auzit nicăieri ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Păi nu știu ce este. Vorbeam cu prietenul meu sau al nostru, Adrian Păunescu, când trăia și ziceam, domnule, ar trebui să denumim România în 3 cuvinte. Ce ține de identitatea noastră, domnule? Ce ne reprezintă? România... cum să zic, grădina Maicii Domnului, România, țara
puțin mai mulți câini, dar satul fără câini. Deci, nu știu ce, probabil ăsta erau cele trei alternative pe care le dădeam, le recomandam lui Păunescu. N-am ajuns. Păi, nu, domnul Anghel, stați o secundă. Domne, românii, autoritățile române, să le spunem așa, statul român, guvernul României, Ministerul Agriculturii știau despre toate lucrurile astea de mai acum un an. Da, și ce să zic eu, domnule, mă întrebați dacă știau, nu știu dacă știau. Păi cum nu știau? Că fermierii români au început să spună, ca și dumneavoastră, că nu mai poate să scoată grâu, pentru că a crescut transportul de la 5 euro sau câte era la 150, că în terminalul din Constanța nu mai au loc, au crescut prețurile de 3 ori, că toată logistica asta, transportul pe Dunăre, pe calea ferată, pe șosele a crescut de nu știu câte ori și așa mai departe. Da. Ce să vă zic eu, nu știu, de acolo, de bun. Sus, era... de tot unde sunt dânsii, e am prea... câteodată impresia, bă, ei văd mai bine decât vedem noi ăștia de jos, care e binele nostru și al, da? Și atunci bun. Zic că, chiar dacă nouă ni se pare greu sau rău, poate dânsii văd că mergem spre bine, ce pot să zic eu? Bun. Bun, rămâneți pe fir, poate mai avem o întrebare spre finalul emisiunii, vă rog să ne urmăriți în continuare. Domnule guvernator, haideți, dați pe ecran din nou acea imagine și cu știrea pe care am prezentat-o mai devreme, Ana, te rog, da? Deci, pentru prima dată în istoria portului Reni, da, 20.000 de... Și o ia pe canalul lor? Ce canalul lor? Păi nu, n-ai răcut. Domnul guvernator, încercați să-i spuneți domnului Cristoiu, canalul ucrainean. Nu se pricepe și pune întrebări, nereușite, nu pot să zic ne la locul lor. Vă întreabă dacă această navă o ia pe canalul lor. Dacă această navă o lua pe Sulina, nu era pentru prima dată în istorie o navă de 20.000 de tone să o ia pe Sulina. O navă care o ia pe traseul Braschilia, canal Băstră, Marea Neagră, evident. Păi bun, atunci, domnul guvernator, dacă puteți să fiți un pic mai dur decât de obicei, că sunteți un diplomat prin excelență, păi și atunci noi de ce mai măsură... Deci nu așteptăm interpretarea măsurătorilor de pe brațul Chilia? Da, domnul Tucă, probabil că interpretarea Marius. Se va finaliza prin 2026-27. Subiectul acestui canal este... mor și îngropat, că nimeni nu mai vorbește, cu foarte mici excepții. Dați poza mai sus. Acum, practic, se așteaptă lunile de vară, iulie-august, când Dunărea va intra cu vreo 2000 de metri cub pe secundă în România. Acum are un debit de vreo 12.000 de metri cub pe secundă. Să vedem la 2000 de metri cub pe secundă câtă apă mai rămâne în partea de nord a Deltei Românești. Bună întrebare. Bun, dar vă mai întreb o dată să consfințim aici pentru istorie. Un asemenea vas, da? Cu 20.000 de, cum se cheamă alea, că n-am reținut? 20.000 de tone. Ziceți tone. 20.000 de tone are nevoie de un pescaj, de o adâncime a apei în brațul Chilia de peste 8 metri, da? Minim 8 metri și jumătate. Minim 8 metri și jumătate. Mai aveți ceva de spus, domnul Cristoiu, în apărarea dumneavoastră? Nu. A fost și ce azi e o știre și cealaltă. Nu știam asta că i-au scos pe noi. Nu i-a scos de peste tot, nu i-a scos și stau cu grâu în ambare. Păi hai să ne mutăm în Ucraina. Vă mulțumim mult, domnul guvernator, pentru precizări. Sunt foarte importante pentru noi și cei care ne urmăresc. Eu zic că ăștia de la Ministerul Transporturilor, de la Mediu, poftiți? Nu te-au nebunit, sunt acum. Domne, adică ăștia să-i scoți pe de-ncolo. Să interpreteze în continuare măsurătorile. Bun, hai ne întoarcem la cereale, că nu mai avem pe domnul Anghel. Mai aveți vreo întrebare pentru domnul Anghel? Păi nu, cum adică să-i scoate de la ei? Mie nu vine să păi cred. I-a scos de peste tot, dar au crescut toate. Domnul Anghel, mulțumim mult pentru precizările din această seară. Să fii sănătos și... Să trăiți numai bine sănătate. Numai bine. Numai bine. Ce să mi stimă mare? Aveam și noi un domeniu ăsta, agricultura, chiar era un domeniu în care ne mai făceam ceva, mai mișcam, da? Dom'le, dar întreabă cineva, iertați-mă, uite o bună întrebare, da? O întrebare legitimă de la un prieten care urmărește Marius Tucășiu dintotdeauna, a lucrat cu mine 20 de ani și zice așa, dar dacă sunt așa asupriți producătorii de cereale, de ce nu sunt în stradă? Nu ies.
Mai este specific. Nu. Mai ales că toată această tărășenie, deci noi am mai, ai cum să tragem o concluzie, da? De când a venit Chelnerul șef la Cotroceni, da, a fost da. Și pe vremea lui Băsescu, noi am spus mereu că România în raport cu Uniunea Europeană nu știe să-și apere interesul național. N-am vorbit niciun moment, nici de ieșire din Uniune. Deci există anumite decizii la nivelul Uniunii care ne pot afecta pe noi sau pe alte țări. Da. Și în acel moment tu, dacă ești minim țară independentă și nu ești condusă de un Chelner, te duci și faci gălăgie. Băi, stai puțin că decizia pe care o luați. Decizia criminală luată de împărăteasa, de secretarul general, de sultana tovarășa Ursula, din propria, așa, ca și în cazul vaccin, tovarășa Suzana, da, a fost încă o dată aceea, că a spus și domnul respectiv, de a escuti de taxe vamale. Este o nebunie. De ce să scuti? Domnul Cristoiu, dar ce spunea domnul Anghel este ceva, adică am intuit, am tot vorbit despre asta. Acum avem imagine. Nu există așa ceva. Deci prețul pe Dunăre a crescut de la cât? De la 5 euro la 10 euro la 120 de euro, da? Tona. Prețul pe calea ferată a crescut. Prețul pe șosea. În terminalul ăla, acolo au fost dați afară, practic, pentru că au primit ordin să-i dea afară că vin grânele, cerealele ucrainiene. Au crescut prețurile de 3 ori. Dom'le, ce se întâmplă în România asta? Nu, toate celelalte, pentru că situația este dramatică. Mai dați o dată să vedeți cine importă prima, cine cumpără grâne din Ucraina. În primul rând România. Având în vedere toate astea, noi fiind cei mai afectați, de fapt, mai dați o dată graficul ăla din publicația germană, noi suntem singurii care n-am luat măsura interzicerii importului de cereale din Ucraina. Da. Păi da, dar este absurd. Eu nu mai lăsăm să spun. Acum avem... Nu, glumesc. Acum avem imaginea clară a jumătate de ecran. Unei conduceri. De la Ciolacu, Ciuc, Iohannis, de Chelner, care n-au curaj. Încă o dată, n-au curaj. Ultimul ceas, cum ar veni. Nu, n-au curaj, adică, deși ei știu. Deci, primul lucru pe care l-au sacrificat, au sacrificat pai noștri, ești nebun. Da. Îmi pare foarte rău să iei popor eroic. Adică, nu înțeleg, adică, de ce să... Ca și la chestia cu refugiații. Asta e chestia pe care o discutăm dintotdeauna. Dom'le, am înțeles că suntem în prima linie, ajutăm Ucraina, da, cu tot ce putem, de la refugiați până la armament, că așa se spune, că am dat armament, dar până acolo, când e vorba de interesul, este încălcat interesul național. Nu, acesta e sentimentul tenșel. Nu merge pe pista asta că ai noștri, chelnerii noștri, zic, vai de poporul ucrain. Au primit telefon, stau Smirnă. Uită-te acum, da? Stai să ne rămân. Zic că pot să înțeleg asta. Nu pot să înțeleg. Când e vorba de interiul... Nu, pot să înțeleg că, pot să înțeleg faptul că îi ajutăm pe ucrainieni, da? Dar e altceva. Dacă au primit ordin, băi, asta face. Mai că nici măcar nu fac din iubire. Au primit ordin, da? Dacă mâine primesc ordin să fie... Corect, iubire. Aveți dreptate. Deci hai să ne lămurim. Nu poți să sacrifici agricultura românească pentru că tu vrei să te păstrezi bine încă o dată. Am exemplu cel mai bun în aceste zile, da? Polonia, care e Polonia, da? Ați văzut ce dur a procedat, da? Bulgaria și noi n-am făcut cu importurile, și da? Și Ungaria. Păi nu, Ungaria. Și Uniunea Europeană, hai să vedem, da? Cine e Uniunea Europeană? E una Ursula, un om, o femeie, om, da? Da. Om din carne și oase. Nu e nici măcar Napoleon, nici măcar Cleopatra. Da? Bun. Ea a trimis o notificare la ei, nu știu, s-au scăpat pe ei, nu înțelegi că erau Budaia și Ciolacu și Ciucă, spune, bă, ai văzut, mă? Nouă nu ne-a zis. Aia să-ți explic, păi ce mai vrei să mai discutăm? Păi nu, domne, PSD-ul cere să interzică importul din Ucraina. Ei cu ministrul agriculturii și ei la guvern. Da. Ungaria extinde lista de importuri interzise din Ucraina la 25 de produse, printre care făină, ulei, miere și unele produse din carne. Adică pe lângă cereale, da, ei extind chestia asta, care e foarte tare. Da? Bun.
E și un articol pe marestucă.ro. Am de 20 ori mai mult. Cum a redirecționat războiul cerealele. Uite că v-am dat graficul ăla de acolo. Bun. Haideți să vă zic chestia cea mai tare, că tot ați înjurat-o pe tovarășa Ursula, da? N-am înjurat. UE, imediat. Stați o secundă. Financial Times. UE pregătește interzicerea urgentă a importurilor de cereale ucrainene în Europa de Est. UE pregătește restricții de urgență la importul de cereale din Ucraina și cedează astfel la presiune Poloniei, României, Ungariei și Slovaciei în legătură cu afluxul de producție alimentare ieftine, arată Financial Times, care citează surse din cadrul Comisiei Europene. Nu sunt convins. Nu va face nimic. Nu va face nimic, da? Bun. Hai să încheiem apoteotic să vă citesc un articol absolut fabulos, știu că vă place, dar a apărut în Plus Info. Nu știu ce e Plus Info, n-am auzit, dar acum nu le știu și eu pe toate. Și zice așa, Alexandru Căutiș, ați auzit de el? Vizita lui Iohannis în Brazilia seamănă cu vizita lui Ceaușescu în Israel din 1977. Yeah. Pentru prima dată de la căderea comunismului, România joacă un rol major în politica internațională. Prin vizita președintelui Iohannis în Brazilia și prin rolul de mediator în realizarea unui acord de pace în războiul Rusiei cu Ucraina. Dumneavoastră ați auzit ceva mai tare? Pare un rol imposibil, dar un astfel de rol imposibil a mai fost în sarcina unui președinte român, dictatorul Ceaușescu. Da. Și el cum face? În primul rând, trebuie stabilite niște detalii legate de Brazilia, despre care majoritatea românilor nu știu decât faptul că este mare campioană la fotbal și că organizează un celebru carnaval stradal. Cum face? Nici nu e grav. Brazilienii, popor de vreo 10 ori mai mare decât poporul român, nu știu nici măcar asta despre România. Nici asta nu Până ajungem, cum face pace? Nu știu, că e lung articolul. Păi, măi, cum? Cum face? A funcționat vizita lui Iohannis, cum a funcționat vizita lui Ceaușescu în Israel în 77, alt român mic, mai ales că a fost dictator. Bun, și cum? Nu știu, domnule, stați așa. Păi ce treabă are Lula cu pacea din Ucraina? Dacă prin vizita în Brazilia președinte Iohannis va reuși realizarea unui pace în actualul conflict ruso-ucrainian, va putea pleca liniștit după cei 10 ani Marius, de președinție. Mă, cum ți-o citești? Cum? Și Ceaușescu a ajutat ca să terminăm? Am înțeles. Nu știu, domne, nu știu cum ajută. Păi, puneți pe cineva să citească, bagă inteligența artificială. Păi am citit. Păi cum? S-a dus în Brazilia. S-a dus cu în Brazilia, de ajuns că s-a dus. Am înțeles. Și cum? Ăla s-a dus în Israel. Marius, tu, că stai să ne rămâi. Hai să spun primul lucru, da? S-a dus în Israel care era în război. Lula nu e în război cu nimeni. Nu înțelegeți politica adică externă. Adică cum să facă pace între Rusia și Ucraina? Bun, mai aveți ceva de spus în apărarea noastră? Nu, că Pahunțul trage tare. Trage tare, da? Asta e articol foarte tare, n-am citit de mult ceva mai tare. O să tratez și iar în jurnalul meu. Povestea cu cereal este, pentru prima dată avem o dovadă concretă că chelnerii noștri de la putere nu sacrifică imediat orice interes național. Imediat. Dom'le, nu se poate. Bun, de ce să-i scoți pe aia ca să vină Ucraina? Da, și ce vă surprinde? Nu, dar avem dovada pentru prima dată. Până acum au fost teorii. Bun, da, uite, avem 100 de dovezi, nu numai una. Nu, dar de data aceasta avem o chestiune dramatică. Avem agricultură, avem oameni cu probleme și cu toate acestea, la un ordin primit de, nu cred că Ursula, de un portar. Dom'le, ați auzit ce a zis domnul Angel? Că anul trecut s-au făcut cereale pe jumătate față de cât se făceau într-un an obișnuit. Și n-au vândut nimic pentru că sunt toate în hambare. Hai, Marius, tu, că știu că îl simpatizezi. Acolo e de vină ministrul agriculturii. El nu trebuia... simpatizez pe nimeni, eu, primul domnule. Care trebuia să zbiere de jumătate de an, trebuia să... E adevărat, trebuia de atunci să spună. Într-una. Nu se poate, da, de uite-te acord. La Sonic. Dar nu putea să ia hotărârea de a... Dar nu hotărârea, terminați-o cu asta. Da, trebuia să fie de atunci, corect. Trebuia să strige pe toate drumurile. E băiat simpatic, e zeron, e băncos, e ciufos cum vrei. Și eu aș fi vrut să-l invit toată la emisiunea, mă, nu l invit în veci, trebuie să plece. Hai să mai dăm el era purtătorul de cuvânt. Da, tu, de acord, ce aveți? Păi da, mă enervează că toți îi luați apărarea, că e băiat simpatic. Nu, că nu, nu. În ceea ce privește că trebuia să fie pe baricade cu fermierii români. Asta era important. Chiar în fața guvernului, din așa care face corect, parte, bun, trebuia să fie de la bun început, asta e clar. Băi, nu se mai poate, dar nu vine el acum și suspendă importurile din aia. Haide că vreau să facem și noi poză cu nava asta încă o dată. Că e o chestie oficială, frumoasă, și da? Nu de nimeni. Nava maritimă.
Se cheamă nava maritimă Toy Challenger, da? Păi ce faceți? Dați, ce dați prezentarea în stânga paginii? Dați poți să pun textul și poza mare. Dai că m-ai enervat cu Daia. Bun. Ia. Nu v-am enervat, domnule. De câte ori a intervenit Sorin Grindeanu și a intervenit atrăgându-ne atenția? De câte ori a intervenit omul ăsta până acum? Da, domnule, n-a intervenit. A te-a sunat vreodată că-l cunoști? Alo, domnul Tucă, vreau să intervin și să pun... Păi nu, atunci... De în timp ce Grindeanu a făcut chestia asta. Păi de ce îl ține? Da, dar să-l văd și pe Grindeanu acum, că avem dovada că trece un vas de 20.000 de tone pe brațul Chilia, pleacă de la Ren, 107... Asta pentru că tu mi-ai trimis sau cineva că deja au apărut păduchii care specialiști... Da, să vedem, nu spun așa, să fim foarte preciși, foarte exacti, da? Spun așa, comunicatele date de Ministerul Afacerilor de Externe Român, da? Ministerul condus de Trabucel. S-au făcut măsurătorile și urmează interpretarea măsurătorilor. Da. Măi, ia să dăm aia cu apele Dunării, ia caută undeva să dăm audio. Care mă nava? Interpretările. După care nu se spune după ce în comunicat se vorbește despre interpretarea măsurătorilor, nu se mai vorbește despre adâncimea la care au săpat, până la care au săpat ucrainienii pe brațul Chilia, se vorbește despre probabilitatea sau în ce măsură delta, ecosistemul din delta Dunării va fi afectat de ceea ce au săpat ucrainienii. Deci e clar că au săpat până la 8-9 metri, da, că se vede și așa mai departe. Da. Deci, acolo e un... ce înseamnă măsurător? Da? Am fost la Loch Ness, da? Da. Acolo... Să vedeți monstru. Păi nu, și acolo te plimbă ca turist și arată... Merge sonda aia, ce se interpretează măsurătoarele? Vârul la un șanț, un șanț. Se vede dacă are 8 metri sau are 5. Dar nu v-am zis, domnule Ion Cristu. Buletin hidrologic. Ia. Era pe vremuri. Cotele apelor Dunării în ziua de 28 aprilie, Baziaș 470 cm, scade 10 cm, Moldova Veche 540 cm, scade 18 cm, Trencova 800 cm, scade 2 cm, Orșova 225 cm, scade 15 cm, Drobeta Turnu Severin 747 cm, crește 10 cm, Gruia 362 cm, scade 20 cm, Călafată 312 cm, scade 38 cm, Bechet 372 cm, scade 23 cm, Corabia 324 cm, scade 16 cm, Turnu Măgurele 349 cm, scade 11 cm. Dar dă mai încolo când e soasans, când e în limba franceză. Când e în rusă. Ia de în rusă. Păi nu, ăștia puteau atunci să măsoare Dunărea în fiecare zi, da, făceau măsurători, clar, pe Dunărea de la intrarea... De la intrarea pe la cazane, pe la acolo, până la vărsarea pe cele trei brațe, da? Până la Tulcea. Deci cum ai scos din porp ai noștri? Ce? Vai, ce da, i-a scos din terminalul ăla. Ajudaime, urăvin 351 cm. Ibrăila, padenie at 5 de 15 cm. Ajudaime, urăvin 442 cm. Gata, lasă. Minimalnea glubina na bare Sulina, 732 cm. Cum era? Bun. Cum i-a scos din port? I-a scos din port, din terminal, le-a făcut preț de trei... Păi păcata, să vin ucrainenii. De preț de trei ori... Da, vorba așa acolo, da, și nici ăștia nu ies. Vai de mine, mă. Dom'le, au mai ieșit, au mai cârtit, dar săracii... Nu i-a dat nimeni la televizor. Că nu sunt milioane, adică nu sunt zeci de mii de fermieri. Nu, e și problema că presa se ocupă de semnul lui Putin. Semnul lui Putin, da, mă iertați. Nu, pare rău. Dacă mai aveți ceva de spus... Nu, a fost foarte bună, o să comentez și eu pe neapărat dumneavoastră? Nu, să-mi trimit și mie numele și ce e ca trimite, să numite Mihai Angel, inginer, Cerealcom Doj. E cel mai mare producător, practic, da, din România. Păi l-a scos din port, ce să mai caute? A fost Ion Cristoiu, ne vedem săptămâna viitoare, luni. Mulțumesc, Marele Geac, până atunci, țineți aproape.